partidului în continuare. Prima prioritate a partidului, de asemenea, rămâne să fim cât mai aproape de cetățeni. Lucrul acesta vom face permanent. Fracțiunea Partidului Socialiștilor. În sesiunea curentă, de primăvară-vară, socialiștii vor veni cu mai multe proiecte de legi pentru sfera socială, domeniul economic, juridic și politic, orientate în primul rând spre îmbunătățirea vieții cetățenilor. Deja vreau să vă informez că au fost pregătite circa 20 de proiecte de legi noi, plus la cele care sunt în examinare în Parlament. În special este vorba de proiectul de lege privind indexarea pensiilor de 2 ori pe an, cumulativ cu circa 20%. Noi vom insista în Parlament categoric la aprobarea acestui proiect de lege, fiindcă trebuie să oprim ceea ce s-a întâmplat, inclusiv cu modificarea legislației, cu modificarea sistemului de pensionare, care de fapt este nouă lege. Nici în guvern nu știe cum va funcționa această lege și ce vor obține cetățenii începând cu 1 aprilie curent. De asemenea, vom insista pentru majorarea fondului de subvenționare pentru agricultori, fiindcă cunoașteți că suntem în prag de primăvară și trebuie să facem totul pentru ca să-i ajutăm și fermierii noștri care se află într-o situație foarte și foarte dificilă. Noi, pentru a susține tinerii, vom propune lansarea mai multor proiecte naționale pentru susținerea tinerii familiei, modificări esențiale, inclusiv în sistemul de învățământ. Cunoașteți despre inițiativa noastră pentru ce ține de modificare sistemului de bacalaureat, majorarea salariilor în sectorul bugetar. În același timp, vom veni cu propuneri de modificare a costului.